Salutare tuturor! Ce vreau eu să fac mâine? Uitați cum stă Albin aici, după diafragmă. Deci la mine nu mai merge căldura. Și totuși a trecut după diafragmă. Mâine o să îi bag o ramă la asta, să vă arăt. Să continui filmarea. Și aici cam la fel. Deși am introdus o foiță de test să văd dacă o crește cea neagră. El totuși încă stă așa după diafragmă. Și îl mai las să văd. Dacă i-am introdus foița asta, sunt curios dacă o să o crească. O să revin cu detalii și asupra acestui lucru. Ia să încep cu stupul acesta. V-am arătat și aseară. Am spus că o să umblu la ei. Vedem câte rame cu puietau. Să vedem dacă sunt pregătiți pentru cules. Dacă or să fie pregătiți pentru cules. Văd că deja au început să crească făgurași acolo. Aici am introdus eu o foiță de test. Foiță din plastic. Haideți să vedem după diafragmă. Este foarte mult albine și de la cules acum, este cald afară. Deci nu mai are nimic. Ia uitați câte albinuțe cu polen, îl bagă după diafragmă. Asta înseamnă că are destul în cuib. Las că-l desfacem noi acum și vedem. Am vrut să testez. Să vedem noi. Ia uitați ce frumos. A crescut. Deci se vede, da? Foarte frumos. Așa, fără cules. O crește frumos. O parte. A început și pe cealaltă parte. O înalță frumos, e bine. Mă așteptam. Așa. Deci asta e ultima ramă. Ultima ramă este ouată, toată. Ouată și ceva polen. Hai să o punem aici. Aici avem o ramă destul de frumoasă, de poet căpăcit. Și cu larvar mare.
Deci te observ. Ce acolo e larvarul mare și în rest căpăcit. O ramă frumoasă. Deci aia prima este oată. Asta a doua este cu puiet căpăcit. Deci, dintr-un capăt până sus, până în margine. Ia uitați aici, o ramă foarte frumoasă. Deci până în colț de tot. Și până aproape sus. Deci sunt larve inclusiv aici, da? Deci o ramă plină, plină de puiet. Deci trei rame, da? Două rame pline de puiet căpăcit. Și o ramă oată până acum. Încă una. Tot așa. Ia uitați ce frumos. La fel până sus larvi. Până jos. Deci trei rame cu puiet. Ce o ramă introdusă mai recent. După cum stă albina pe ea, este pontată. Da, este plină de ouă și de larve micuțe. Deci, asta e a patra. Nu, a cincea. Dar este la fel ca prima, fără puiet căpăcit. Vedem noi ce și-a băgat pe a șase. Pe așa se și-a băgat polen și mâncare. Ia să vedem. Da, e plină de polen. Plină de polen și de mâncare. Înțeleg. Deci ăsta la cât puiet are, eu zic că până la salcâm să face bine, destul de bine.